Zi de parlament, zi de proteste, deputații de la Șor au scos banerele la ferestrele clădirii supărați pe comunitatea LGBT, iar Marina Tauber a pledat pentru o familie formată din bărbați și femei. Deputata însă a afișat o pancartă pe care erau 4 greșeli gramaticale și afară era un protest antiguvernare. După o pauză îndelungată, comuniștii s-au aliniat socialiștilor. Pentru a demonstra că sunt împotriva marșului membrilor comunității LGBT, programat pentru această duminică, deputații de pe listele Partidului Șor au atârnat mai multe pancarte la geamurile clădirii Parlamentului cu mesaje critice la adresa minorității. Ulterior, aceștia au ieșit într-o conferință de presă cu pancarte pe care era același mesaj. Are loc un atac brutal și asupra moralei publice. Înainte de a-și ține discursul, deputata Șor, Marina Tauber, a ieșit și ea cu o pancartă în mâini. Aceasta a atras imediat atenția internauților, din motiv că într-o singură propoziție erau tocmai 4 greșeli gramaticale. Între timp, așa cum o fac de câteva săptămâni, în fața Parlamentului protestau simpatizanții socialiștilor nemulțumiți de prețurile mari. El începe pasul să vorbească la telefon, la televizor, spune ceva, el deodată începe. Noi nu suntem vinovați că războiul, dar războiul nu-i la noi. Unde e războiul? E 16%. Dar la noi 40%. Deci să spun veniți să vedem, să dăm dictatura asta jos. Dar ne-a saturat de zece. Ne-a promis nouă ca 2000 pensia. N-am prins. Eu din pensia mea nu iau pâine. Cum ne trăiți mai departe, mai băieți? Voi sunteți să ne las că noi omurim. Dar copiii noștri trebuie să vadă ce ne vorbim. Printre protestatari am întâlnit și deputați comuniști care au lipsit de la protestele anterioare ale colegilor de bloc din Parlament. În schimb, au fost văzuți alături de cei din Partidul Șor. Noi nu protestăm de obicei cu Șor. Noi protestăm în cadrul blocului. Uneori protestăm împreună cu simpatizanții Partidului Șor. De fapt, noi nu alegem cine vine la proteste. Solicitați pentru un comentariu, reprezentanții PAS ne-au comunicat că, citez, majorarea prețurilor în Republica Moldova este provocată de un șir de evenimente care au loc pe plan internațional, inclusiv războiul din Ucraina, și nu este cauzată de activitatea partidului de la guvernare. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.